Dumnezeu Tatăl, pe Domnul nostru Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt. Amin. Ne bucurăm din toată inima să fim în locul acesta, în dimineața aceasta. Ne bucurăm că putem să fim împreună la închinare. Aleluia. Și nu ne dorim nimic altceva în această zi decât să fie El prezent în adunare. Pentru că El este singurul care poate lucra, singurul care poate cerceta inimile noastre în dimineața aceasta. Slăvit să fie Domnul. El poate, El poate, eu știu că El poate. El are toată puterea în cer și pe pământ. La El totul este cu putință. Și nu ne dorim nimic altceva dimineața aceasta decât să fie El prezent în adunare. Și El să-și facă lucrarea. Și El să lase binecuvântarea peste noi în dimineața aceasta. Lăudați să fie Dumnezeu, lăudați să fie Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea din locul acesta, să binecuvânteze biserica, Betel, să facă cu adevărat să fie un Betel, să fie o casă al lui Dumnezeu, în care să locuiască totdeauna în prezența lui Dumnezeu. Lăudat să fie, onorat să fie Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânteze orice inimă, să binecuvânteze orice suflet din locul acesta și Dumnezeu să ne întărească, dragii mei, să ne dea putere și biruință, să ne putem duce mântuirea până la cap. Amin. Cu frică și cu cutremur. Slăvit să fie Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvânteze în viața aceasta. Mulțumim Domnului că Dumnezeu în dragostea Lui, bunătatea Lui cea mare s-a îndurat și astăzi din noi, deși nu merită nimic. Dumnezeu s-a îndurat. Prin îndurarea Lui cea mare, dragii mei, ne-am putut ridica din așteptătorul nostru. Faptul că ai putut în dimineața aceasta să-ți deschizi ochii și să te bucuri de lumina zilei, să te bucuri de familia ta, de soția ta, de copiii tăi. Asta e îndurarea lui Dumnezeu. Lăudați-vă. Lăudați-vă. Spunea psalmistul, zis așa, dar eu, prin îndurarea ta cea mare, pot să intru în templul tău cel sfânt. Vreau să spun în dimineața aceasta, dragii mei, dacă noi am intrat aici, dacă noi am pășit aici, în casa lui Dumnezeu, ascultați-mă, asta e datorită îndurării lui Dumnezeu. Că Dumnezeu s-a îndurat de sufletele noastre, deși nu meritam lumea sus. Lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul. Ascultă-mă, dragule. Dacă am putut să pășim în anul acesta, în 2022, dacă am putut să intrăm și în anul acesta, ascultă-mă, asta e îndurarea lui Dumnezeu. Asta e dragostea lui Dumnezeu. Noi, prin îndurarea Lui cea mare, am putut să intrăm și neamul la acesta. Și Dumnezeu ne-a mai dat har și îndurare să ne putem pune viața în îndoială și să ne putem pregăti pentru împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, Dumnezeu să ne dea putere și biruință, să prețuim voluntatea, să prețuim îndurarea lui Dumnezeu, laudați-vă lui Dumnezeu, onoranță lui Dumnezeu. Ascultați-mă, dragii mei, lucru care mi-l doresc cel mai mult pentru mine și pentru noi, ca popor, ca copil al lui Dumnezeu, îmi doresc un singur lucru în anul acesta. Să fie El cu noi. Să rămână El cu noi, știți? Când mergea pe Domnul Emausul cu ucenicii și când Domnul a deschis Scripturile și a început să arde focul în inima lor, știți ce au spus oamenii aceștia? Au zis, Doamne, un singur lucru ne dorim. Rămâi cu noi, cu cel special. Și dacă îmi doresc ceva pentru anul acesta, pentru timpul care m-a rămas, pentru zilele pe care Dumnezeu le mai rânduiește pentru noi, îmi doresc un singur lucru. Doamne, rămâi cu noi. Rămâi Tu în barca vieții noastre. Rămâi Tu la cărma familiei noastre. Și conduce Tu viața. Pentru că, ascultați-mă, dragii mei, în mâinile Lui este siguranță. Locul cel mai sigur de pe fața pământului, unde nu ți se poate întâmpla nimic, este doar în mâna lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul, onorați să fie Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Spune cuvântul Domnului că nimic, nimic, dragii mei, nici COVID-ul, nici cancerul, nici moartea, nici viața, nici încercările, nici necazurile, nu ne pot smulge din mâinile lui Dumnezeu. De aceea luptă-te într-o vreme ca aceasta să rămâi în brațul lui Dumnezeu. Amin, să rămâi în mâna lui Dumnezeu. Pentru că în mâna lui Dumnezeu e cel mai sigur loc pentru sufletele noastre. Lăudați să fie Dumnezeu, onorați să fie Dumnezeu. Aceasta e dorința mea, dragii mei.
să rămână El cu noi și noi să rămânem cu El și Dumnezeu să ne ajute să ne dea putere și biruință, dragii mei, să putem să fim oameni pregătiți pentru cer, oameni pregătiți pentru împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvânteze la locul acesta. Amin. Aș dori să dau citire în Matei, capitolul 7, versetul 21, pentru cei ce vor să urmărească pagina biblică 930. Știu un singur lucru din dimineața aceasta, că Duhul Sfânt e prezent în adunare. Eu nu l-am întrebat pe frate de ce cuvânt m-a citit. El nu m-a întrebat de unde voi citi. Dar există un singur Duh care face aceleași lucruri și care lucrează prin întoarță. Lăudați să fie. Cuvântul care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă e unul și același cu cuvântul care s-a citit din munca. Slăviți Fiul. Nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Cerului, ci Cel ce face voia Tatălui meu care este în cer. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit mai numele Tău, n-am scoprit dragi în numele Tău și n-am făcut mai multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați, fără de legea. Dumnezeu să ne binecuvânteze, dragii mei, și să ne dea putere într-o vreme ca aceasta, să ne luptăm să facem voia lui Dumnezeu. Amin, Doamne. Să ne luptăm să trăim în voia lui Dumnezeu, că doar așa putem să ajungem în voia. Doar așa putem să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu, dragii mei. Pentru că, ascultați-mă, o nouă zi înseamnă o nouă șansă pentru tine. Fiecare zi de viață, dragii mei, înseamnă o nouă șansă din partea lui Dumnezeu pentru sufletul tău și pentru sufletul tău. Dumnezeu în fiecare zi îți dă o nouă șansă să începi o viață nouă, să ții hotărâri noi. Fiecare zi de viață e o nouă șansă pentru sufletul tău și pentru sufletul meu. Dumnezeu nu ne ține în viață, dragii mei, să facem bani și averi. Dumnezeu nu ne ține în viață să strângem comori aici pe pământ, că și așa nu luăm nimic cu noi. Noi n-am adus nimic și nu luăm nimic din pe acest pământ. Și Dumnezeu în fiecare zi îți oferă șansa să-ți mântuie sufletul meu. Dumnezeu în fiecare zi îți oferă șansa să-ți salvezi sufletul dragul meu. Că viața, dragii mei, nu înseamnă bani și averi. Viața nu înseamnă distracție și plăcere. Viața nu înseamnă ce cred unii și alții. Și viața e doar o călătorie care într-o zi se va sfârși aici. Viața nu e decât o călătorie. Se pune întrebarea pentru mine, pentru noi în dimineața aceasta. Unde călătorim? Unde călătorim, dragii mei? Că unii călătoresc spre cer și alții călătoresc spre iad. Tu unde călătorești? Dumnezeu îți dă șansa. Dumnezeu îți dă posibilitatea în fiecare zi să poți să te îndrepti, să te întorci și să călătorești nu spre iad, ci spre cer. Spre Împărăție, slăvit să fie Domnul, onorat să fie Dumnezeu. Amin. Și Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să ne dea putere și biruință, să putem înțelege în această zi minunată că viața nu e decât o călătorie. Și știți ce e interesant în toată călătoria asta? Că niciunul dintre noi nu știm când se va sfârși călătoria. Așa e, nu știm ziua, nu știm ceasul, nu știm clipa, dragii mei. La unii s-a sfârșit călătoria la 12 ani. Pentru unii s-a sfârșit călătoria la 6 luni. Știi când se va sfârși călătoria ta? Nu știi și nu știu. De aceea cuvântul ne îndeamnă să fii pregătit în fiecare zi. Să ai bagajele făcute și să stai la ușă, să-L aștepți pe Domnul, că nu știi când vei pleca. Să trăim fiecare zi, dragii mei, ca și cum ar fi ultima noastră zi pe acest pământ. Și să ne păstrăm curați, pregătiți totdeauna pentru cer și pentru Împărăție, slăvit să fie Domnul. Să poți să dormi liniștit în fiecare seară, în fiecare zi. De ce? Că inima ta e curată. Și Biblia spune, ferice de cei cu inima curată. Că cei vor vedea pe Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne întărească. Să ne dea putere și biruință. Pentru că ascultați-mă, știți care e cea mai mare binecuvântare în viața asta? Să poți să dormi liniștit. Și să n-ai frică, să n-ai teamă și să spui, Doamne, dacă noaptea asta voi pleca, dacă noaptea asta voi veni, nu mă tem, că sunt pregătit pentru tine, sunt pregătit pentru cer
Și nu mă tem de moarte, ci mă bucur de moarte. Moarte pentru mine nu e o durere, nu e o tragedie, ci spune Pavel, pentru mine a muri este un câștig din cer. Pentru că în fiecare zi mă prestez pregătit pentru cer și pentru părății. Pentru că spune Pavel, nu știu când se va sfârși călătoria, dar știu că se va sfârși într-o zi și eu sunt chemat să fiu pregătit pentru cer. Doamne, ajută-ne la mântuire. Dă-ne putere și împlinirii. Să fim pregătiți pentru cer, pentru părății, dragii mei. Ne-a dăruit Dumnezeu șansa, oportunitatea să intrăm într-un an nou. Și Dumnezeu îți dă șansa să încep și o viață nouă. Să nu mai fii omul care ai fost, să nu mai faci ceea ce ai făcut. Dumnezeu îți dă șansa și posibilitatea în anul acesta în care ai intrat, să o iei de la zero și să încep o viață sfântă. Și înaintea lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul, lăudat să fie Dumnezeu și Dumnezeu să ne dea putere, dragii mei, să ne dea biruință, să putem înțelege că nu suntem decât o suflare, nu suntem decât un abur care se arată puțin ter și apoi dispare. Ăștia suntem noi, nu suntem ce credem noi, dragii mei, că noi ne credem mari, ne credem tari. Ne încredem în tinerețea noastră, ne încredem în banii noștri, ne încredem în averile noastre, ne încredem în relațiile noastre, în cunoștințele noastre. Unii se încrede în neamul lor, în rudele lor, unii se încrede în puterea lor. Dar ascultă-mă, noi, în adevăr, nu suntem decât un abur care se arată puțin și apoi dispare. Că cel ce ne ține cu viață, dragii mei, e unul singur și acela este Iisus Hristos. El dă viață și El o ia. El îți întărește picioarele și El le poate opri într-o zi. El poruncește inimii tale să bată în fiecare zi și El ți-o poate opri. Știi de ce? Pentru că El e stăpân. El e împăratul. Aleluia. El este Domnul domnilor. El este regele regilor. Aleluia. El este împăratul împăraților. Slăvit să fie Domnul. Onorat să fie Dumnezeu. Glorificat să fie Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne dea putere și biruință, dragii mei. Să facem lucrul acesta. Câtă vreme mai suntem în viață, dragii mei. Să ne luptăm să trăim în voia lui Dumnezeu dacă dorim să moștenim cerul, dacă dorim să moștenim împărăția, suntem chemați să trăim nu în voia noastră, nu în plăcerile noastre, ci suntem chemați să trăim în voia lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul care s-a citit spune așa, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cerul. Și zic, Doamne, ajută-ne la numele Lui. Și dă-ne putere, dă-ne biruință, pentru că ascultă-mă, dragul meu, câtă vreme ești aici, câtă vreme ești în viață, mai poți face ceva pentru sufletul tău și pentru viața ta. Ai șansa, ai posibilitatea, ai oportunitatea să faci ceva pentru sufletul tău. Pentru că Dumnezeu te poate ierta astăzi, aici și acum. Slăvit să fie Domnul. Când omul e sincer în inima lui și vine cu sinceritate și se roagă din toată inima, Dumnezeu astăzi deschide cerul. Slăvit să fie Domnul. Onorat să fie Dumnezeu, glorificat să fie Dumnezeu. Când e sincer, când vii cu recunoștință, când te mărturisești, când nu te ascunzi, Dumnezeu deschide cerul, dragul meu. Mi-aduc aminte de tâlharul de pe cruce, când a început să se mărturisească și a început să fie sincer, când celălalt își bătea joc de Domnul Iisus Hristos, celălalt a confruntat și a zis, nouă Doamne, ni se cuvine această credință. Pentru că noi am mințit, noi am furat, noi am tâlhărit, noi am făcut rău, nouă ni se cuvine, Doamne. Omul acesta a început să fie sincer, să se recunoască, să se mărturisească. El n-a zis, Doamne, eu sunt un sfânt și m-au pus pe cruce. N-au zis lucrul ăsta. O zis, Doamne, eu merit, Tu nu meriți. Pentru că în gura ta a fost păcat. În viața ta n-a fost păcat. Ci Tu ești sfânt și Tu nu meriți, dar noi merităm, Doamne. Și pentru că omul ăsta a fost sincer înaintea Domnului, Domnul pentru el o deschis și el. Și ce eu zic Domnul? O zis, ultimele lui cuvinte au fost acesta, Doamne, adu-ți aminte și de mine când vei fi în împărăția Ta. Și știi ce spune Domnul? Zice, nu mâine. Nu zice poi mâine, nu spune săptămâna viitoare, ci zice astăzi vei fi cu mine în rai, că sinceritatea deschide raiul, sinceritatea deschide cerul, sinceritatea deschide împărăția, când e sincer în această zi. Dumnezeu astăzi pentru tine deschide cerul. Când tu nu te ascunzi,
că nu te dai drept altul. Că sunt atâția oameni astăzi care se dau drept alții. Atâția oameni care pot ia povieți în adunare și afară trăiesc ca Domnul. Atâția oameni, dragii tu. Atâția oameni care pășesc pragul casei lui Dumnezeu și se îmbracă ca nevastă lui Roboam, căutând să ne drăm de danții și căutăm să părem a cântăreța, predicatori, a slujitori, a copii al lui Dumnezeu și afară trăim ca și lumea. Trăim în minciune, în ură, în dușmănie, în clăvetire, în bârfă, în judecată. Suntem lacuri ca și lumea. Și noi căutăm să ne dăm drept alții, dar există unul care cunoaște toate lucrurile. Aragobi Absai, negălat de Absalom, El cunoaște totul, El știe totul. Și ochii lui sunt ca parea focului și oriunde m-aș duce pe fața pământului, nu mă pot ascunde de ochii lui Dumnezeu, pentru că El e prezent totdeauna. Că nimeni nu mă vede, că nu sunt frații, că nu-i pastorul, că nu-i nimeni lângă mine. E unul care mă vede neîncetat și acela este Iisus. Domnul slăvit să vrei Dumnezeu. Spunea David, dacă mă duc la capătul pământului, tu ești acolo. O zi, dacă mă cobor în locuința morților, tu ești acolo. O zi, unde să mă duc departe de față ta și unde să mă ascund de Duhul tău? E Duhul Sfânt care e prezent în adunare și își cunoaște viața, inima, gândurile, cunoaște durerea, cunoaște suferința, cunoaște lupta de viață, dar El cunoaște tot. Despre tine și despre mine. Însă Dumnezeu dorește să fii sincer. O zis, Doamne, o zis, David, Doamne, unde să mă duc cu păcatul meu? O zis, la tine este iertare, ca să fii de temor. O zis, spală-mă tu, curățește-mă tu, Doamne, și voi fi mai alb și mai curat decât săpata, slăvință pe Domnul. Vreau să te întreb în dimineața aceasta, de ce mi-a spus cu păcatul tău? Unde crezi că poți să fugi cu păcatul tău? Există unul singur care te poate ierta, care te poate libera și care te poate deslega în dimineața aceasta. Și acela este Iisus Hristos, Domnul. Slăviți-vă, Dumnezeu! Onorați-vă, Dumnezeu, glorificați-vă, Dumnezeu! Dumnezeu ne cheamă să fim sinceri, dragii mei. Degeaba căutăm să ne ascundem după amoane, să ne ascundem după cântare, să ne ascundem după funcții. E unul care îți cunoaște viața. Și acela e Iisus Hristos, Domnul. Și Dumnezeu ți-a dat șansă, ți-a dat posibilitatea și oportunitatea în această zi să poți să faci ceva pentru sufletul tău. Și să fii sincer cu Dumnezeu, dragul. Pentru asta Dumnezeu ne ține cu viață, dragii mei. Încă mai este har, încă mai este îndurare. Încă mai putem intra în casa lui Dumnezeu. Vine vremea când nu vom mai putea de nou, dragii mei. Mai pot să vii în casa lui Dumnezeu. Mai ai harul de la Dumnezeu să intri într-un supermarket și să iei pâine și hrană pentru copiii tăi. Vine ziua și nu-i departe. Așa-ți vorbește Domnul. Dar ai copii alții de la tine. Când și ușile marketului se vor închide. Când ușa bisericii se va închide. Când ușa harului se va închide. Paragobi alții de la viața. Și nu vei mai putea să faci absolut nimic. Dumnezeu ți-a dat șansa astăzi în această zi. Să poți să faci ceva pentru sufletul tău, pentru casa ta, pentru viața ta, pentru familia ta. Dumnezeu astăzi ți-a dat șansa, dragul meu. Dumnezeu astăzi ți-a dat șansa aceasta. Să poți să faci ceva pentru sufletul tău. Că vine ziua, vine ceasul. Că nu vei mai putea. Nu vei mai putea. Nu știm ce ne așteaptă. Dacă stăm să analizăm, dragii mei, dacă stăm să ne gândim anul care a trecut, 2021, atâția oameni au plecat din viață. Uită-te un pic înapoi. Atâția oameni, atâția tineri, tinere, atâția oameni dragi au plecat din viața asta. Pur și simplu pot să spui că a fost așa, i-am măturat. Acum a fost și acum nu mai simt. Dumnezeu ți-a dat harul prin îndurare Lui. Să pășești în anul acesta, dragul meu. Dar nu să faci bani, nu să faci avere. Nu să se împlinești planurile și dorințele tale. Și Dumnezeu ți-a dat harul în anul acesta. Să poți să te pocuiești cu adevărat. Să poți să te întorci cu adevărat. Să poți să fii sincer cu adevărat cu Dumnezeu. Și să ai parte de mântuire. Lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul. Glorificați să fie Dumnezeu. Ascultă-mă, dragul meu. Dumnezeu ți-a dat șansa. Cei mai mulți s-au dus din viață. Și
câte vreme ești în viață, mai poți face ceva. Vine ziua când călătoria se vrea sfârși. Viața aceasta va înceta și nu vei mai putea să faci. Ascultați-mă, dragii mei, câte vreme suntem pe pământ, putem face ceva pentru viața noastră. Putem face ceva pentru sufletele noastre. Câte vreme suntem aici pe pământ, pot să capeți iertare, mântuire, pot să te întorci, să te împaci cu Dumnezeu, să-ți încredințezi sufletul în mâna lui Dumnezeu. Mai poți face ceva, dragul meu. Dar ascultă-mă, ești aici. Și ascultă-mă bine, dragul meu, ce-ți vorbește tu. Vine ziua când vom intra sub pământ. Și când vom intra sub pământ, acolo dosarul se închide. Și nu vei mai putea să faci nimic. Dar pentru că ești pe pământ, dragul meu, și încă n-ai ajuns sub pământ, poți să capeți iertare. Poți să capeți îndurare. Poți să te întorci. Poți să salvezi sufletul tău. Mai poți să faci ceva pentru viața ta, dragul meu. Și Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne dea putere și biruință. Să ne luptăm, dragii mei. Să trăim în voia lui Dumnezeu. Să trăim în voia lui Dumnezeu, dragii mei. Pentru că doar așa vom putea ajunge în cer, în împărăție, dragii mei. Ne temem de multe lucruri. Ne temem de COVID, ne temem de boli, ne temem de necazuri, ne temem de suferințe, ne temem de multe lucruri, dar ascultați-mă, dragii mei, mai mult decât COVID, mai mult decât cancerul, mai mult decât orice altă boală pe fața Pământului, cel mai mult ar trebui să te temi de păcat. De păcat. Te temi de COVID, dar nu te mai temi de păcat. Ne temem de una și de alta, dar nu ne mai temem de păcat. Și lucrul cel mai grav decât COVID-ul, mai grav decât Omicronul, decât orice boală care va veni, decât orice ciumă, decât orice cancer, decât orice suferință, dragul meu, e păcatul. Că păcatul te va duce în iad pentru totdeauna. Păcatul te va despărți de Dumnezeu. Păcatul te va despărți de trei dragi ai tăi. Aragonia, Saine, Clavia. Dacă vrei să fii împreună cu Dumnezeu, dacă vrei să fii împreună cu familia ta, cu casa ta, cu cei dragi și să nu ostenești cerul, luptă-te împotriva păcatului. Luptă-te împotriva păcatului, dragul meu. Că păcatul te va despărți de Dumnezeu. Păcatul te va despărți de cei dragi ai tăi. Și nu vei putea să fii împreună cu ei în cer. De lucrul ăsta trebuie să ne temem, dragii mei. Că nu mașina te duce în iad, nu casa te duce în iad, nu banii te vor duce în iad, ci păcatul te va duce în iad, dragul meu. Păcatul te va duce în iad. Că poți să fii sărac și să n-ai bani. Poți să fii sărac și să n-ai mașină. Poți să fii sărac și să n-ai o casă. Dar dacă păcatul e în inima ta, păcatul te va duce în iad. Slăvit să fie Domnul. Onorat să fie Dumnezeu. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne cerceteze în această zi, dragii mei. Să putem înțelege că problema nu e mașina, problema nu-s banii, problema nu e averea, nu e casa, problema e păcatul. Și noi suntem chemați să rezolvăm problema păcatului, dragii mei. Și Dumnezeu să ne dea putere și miruință. Pentru că ăsta e lucru care te va despărți de Dumnezeu. Nu mașina te va despărți, păcatul te va despărți de Dumnezeu. Și Dumnezeu să aibă milă de noi, să ne dea putere și miruință, dragii mei, să ne luptăm, să trăim în voia lui Dumnezeu. Să trăim o viață curată și sfântă, dragii mei, pentru că nu oricine cine zice Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Lui. Nu oricine cine zice. Pentru că știți ce spune cuvântul acesta foarte interesant în versetul 22, zice mulți, nu puțin. Deci mulți îmi vor zice în ziua aceea. Doamne, n-am predicat eu Evanghelia. Doamne, dar n-am cântat eu un cor. Doamne, dar n-am fost eu pocăit de 50 de ani. Doamne, dar n-am fost eu păstor, presbiter, diacon. Și știi ce spune Domnul înapoi? Zice, plecați de la mine, căci nu vă cunosc. Voi care ați rugat fără de lege. Adică oameni care n-au trăit în voia lui Dumnezeu. Oameni care n-au trăit după cuvântul lui Dumnezeu. Și oameni care au trăit cum au dorit ei. Cum au poftit ei după inima lor. Și Dumnezeu să aibă milă de noi, dragii mei. Să ne dea puterea și biruință, să putem înțelege că orice cine zice Doamne, Doamne, va intra în Împărăția lui Dumnezeu, dragii mei. Am vrea să înțelegem în dimineața aceasta, dragii mei, în cer nu poți intra oricum. Mântuirea e în dar, e fără plată. E din dragoste și din iubire, din partea lui Iisus pentru noi.
dar în cer, în împărăție, nu poți intra oricum. Ci Dumnezeu îți dă har, îți dă timp, îți dă zile, îți dă ani, îți dă viață să te poți pregăti ca să ajungi acolo. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Adorat să fie Dumnezeu! Pentru asta Dumnezeu ne ține viață, dragii mei! Să lucrăm la viața noastră! Să lucrăm la caracterul nostru, la vorbirea, la gândirea, la purtarea noastră! Și să ne pregătim pentru cer, pentru împărăție! Ca să poți să intre acolo! Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Pentru asta Dumnezeu ne ține viață, dragii mei! Nu să facem bani să avem, ci să umplem conturile de mii de euro! Nu pentru asta, că nu luăm nimic cu noi, dragii mei! Și Dumnezeu te ține viață să poți lucra la caracterul tău, la viața ta! Să poți lucra la vorbirea ta, la primirea ta, la gândirea ta! Și să te poți pregăti pentru cer și pentru împărăție! Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Adorat să fie Dumnezeu! Pentru că știi ce s-a întâmplat când a făcut templul Solomon? Spune că pietrele au fost duse undeva pe munte. Și acolo au fost cioplite, au fost prelucrate, au fost lucrate acolo. Și când le-a dus de acolo la templu, știți cum s-au așezat? Una lângă alta. Spune Biblia că nu intra unghia între una și alta, intrau perfect. Intrau perfect. Dar până s-a ajuns acolo, au fost duse în altă parte. Au fost cioplite și lucrate ca să se potrivească acolo. Ascultă-mă, așa și cu noi. Noi suntem aici jos pe pământ și aici am nevoie de prelucrare, de cioplire. Mai trimite Dumnezeu unui caz, o suferință, o boală, te cioplește, te prelucrează, te modelează, pentru că El este olarul și noi suntem nutul. Și ne rugăm în această zi, Doamne, modelează-ne Tu, prelucrează-ne Tu, Doamne, sfințește-ne, curățește-ne, eliberează-ne, desleagă-ne, Doamne, și fă-ne oameni după chipul și asemănare. Dumnezeu aici ne prelucrează. Și acolo toți intră. Și Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să ne dea putere și biruință. Că în aceasta trebuie să lucrăm. Pentru asta Dumnezeu ne ține viață, dragii mei. Să putem îndrepta cei de îndreptat. Să putem lăsa cei de lăsat. Să putem face ceea ce trebuie să facem. Și Dumnezeu să ne ajute, dragii mei. Să ne dea putere și biruință, dragii mei. Să putem înțelege că nu orice cine zice, Doamne, Doamne, va intra. Că Biblia vine și spune în Apocalipsa, nimic întinat sau scurcat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Nu poți intra. De-aia Dumnezeu îți dă timp aici să te ocupi de tine, de sufletul tău, de viața ta, de casa ta, de familia ta și să te poți pregăti pentru cer și pentru împărăție, dragii mei. Dar noi nu mai avem timp. Noi nu mai avem timp să ne ocupăm. Noi nu mai avem timp să lucrăm la caracterul, la viața noastră. Nu avem timp. Nu avem timp de rugăciune, nu mai avem timp de Biblie, nu mai avem timp de post, dragii mei. Dar avem timp să alergăm, avem timp să facem bani, avem timp să mai cumpărăm un apartament, să mai ridicăm o casă, dacă se poate. Că am ținut să opresc la o casă, facă de două, câte trei, că n-avem timp. Și în loc să ne luptăm pentru suflet, pentru împărăție, ne luptăm pentru pământ. Ne luptăm pentru pământ. Și vine ziua când Domnul va căuta să te ia de aici și să te ducă acolo și va încerca să te pune acolo cum a pus pietrele Solomon la timpul și s-a potrivit. Și va zice, Florine, da, îmi pare rău pentru tine, dar nu te potrivești. Nu te potrivești, nu poți să capi aici, Florine. Nu-i loc pentru tine. Te n-ai avut să te ocupi de viața ta. Să lași minciuna, să lași ura, să lași pârfa, clevetirea și judecata. N-ai avut timp de lucrul ăsta. Am avut timp pentru alte lucruri. Avem timp pentru internet. Avem timp pentru Facebook cu orele, dar nu avem timp pentru Scriptură. N-avem timp. Avem timp de mese, de mâncare, de distracție, dar n-avem timp de post. N-avem timp de post, dragii mei. N-avem timp de post. Putem să mâncăm de 3, de 4, de 5 ori pe zi. Nu-i problemă. Dacă să ții o zi de post pe săptămână, n-ai timp și vrei să ajungi acolo, vrei să te potrivești acolo, au stat pietrele și au fost, nu știu, 80.000 de cioplitori și au lucrat la pietrele alea până s-au potrivit și nu intra niciun de ale pe ele. Așa Dumnezeu vrea să te prolecreze, să te modeleze ca în ziua când te va duce acolo, să fii curat, slăvit să fie Domnul, curat să fie Domnul. Pentru că împărăția lui Dumnezeu e păstrată pentru oamenii curați, dragii mei. Slăvit să fie Dumnezeu, onorat să fie Dumnezeu și Dumnezeu să ne dea putere, să ne dea biruință, dragii mei. Să putem înțelege în această zi că nu orice cine zice, Doamne, Doamne, va intra în Împărăția lui Dumnezeu. Mulți vor zice. Mulți vor zice. Ascultați-mă, dragii mei, am vrea să ne luptăm într-o vreme ca aceasta. Pentru că, ascultați-mă, pe timpul lui noi,
Știți cât de suflete au fost salvate pe timpul lui Noe. Și ascultați-mă, cântăriți și judecați voi singuri. Era la nivel global, pe toată fața Pământului. Știți cât de suflete au fost salvate? 8 suflete, spune aici. La nivel de pământ. Nu la nivel de sat. Nu la nivel de oraș. Nu la nivel de sat. Ci la nivel de pământ. 8 suflete au fost salvate. 8 suflete. Mulți îmi vor zice. Mulți. Vreau să vă întreb, dragii mei, când a scos Dumnezeu Israelul din Egipt, câți ori intrat în Canaan? Cei ce cercetează Scripturile spun că au fost undeva la 2 milioane de oameni, cu tot cu copii. Și din 2 milioane de oameni, știți ce s-au intrat? Chemarea e pentru toată omenirea. Mulți sunt chemați. Chemarea e pentru toată lumea, pentru toată omenirea. Dar din toată mulțimea, Dumnezeu alege. Dumnezeu alege. Și dacă te-ai pocăit cu adevărat, l-ai iubit cu adevărat, l-ai slujit cu adevărat, Dumnezeu te va alege. Slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. Că tu n-ai fost frământat de averi și de bogății și de plăceri. Tu ai fost frământat în fiecare zi să te întrebi, să te mântuiești. Ai fost frământat să te rog, să citești. Te-ai luptat să te păstrezi curat, să fii plăcut lui Dumnezeu, să faci voia Lui, să trăiești în adevărul Lui. Te-ai păstrat să fii curat pentru cer, pentru părăție. Când alții l-au vândut pentru argint, pentru bani, pentru averi, pentru euro. Când alții l-au vândut, tu te-ai luptat să-L păstrezi pe Iisus în inima și în viața ta. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Și Domnul se uite în mulțime și cei care l-au iubit din toată inima, s-au păstrat curați, nu l-au vândut, nu l-au înșelat, nu l-au dat pentru bani, cum a dat Iuda, că astăzi avem o grămadă de Iuda, oameni care l-au iubit pentru bani, oameni care au făcut falsul, care au făcut împrumuturi, care au luat bani din Anglia cu 10.000 de lire și l-au vândut pe Iisus, Iisus din toată mulțimea, va alege într-o zi, va alege din 2 milioane, 2 oameni, dintr-un pământ întreg, 8 suflete. Dumnezeu să ne cerceteze, dragii mei, să ne dea putere și biruință. Pe timpul lui Nebucadnețar, când Israel a fost dus în Babilon, erau sute, erau mii, erau milioane de oameni. Era tot poporul Israel acolo. Când s-a dat porunca, când s-a dat legile, când a hotărât guvernul ca tot să se închină și să se supună lui. Știți ce spune Biblia? Că toți s-au închinat. Toți s-au supus. Și din toată mulțimea asta de sute, de mii, de milioane, dragii mei, trei tineri, de sute de mii, de milioane de credincioși care se rugau, care cântau, care predicau, care veneau la rugăciune, la templu, la închinare, toți s-au închinat. Să scape viața asta. Și trei tineri au rămas în picioare și au zis: împăratul, poți să dai de 70 de ori mai tare, nu de 7. Dumnezeu nostru ne poate scăpa, dar chiar dacă nu ne va scăpa, noi nu ne închinăm. De ce? Că noi nu ne mai luptăm pentru viața asta. Noi ne luptăm pentru viața de dincolo. Slăvit să fie Domnul! Adorat să fie Dumnezeu, glorificat să fie Dumnezeu, slăvit să fie Domnul! Mă uit astăzi cu atâta durere, același lucru se uită. Acela lucru, vin legile, când vin din partea guvernului și azi, tot povestii stau la rând, Domnule. Și de la noi o grămadă s-o vaccina, stăm la rând, numai să ne scăpăm viața. Dar nu vrem să plătim prețul. Nu vrem să plătim prețul. Să fii gata, să fii răspunzător, să plătești prețul. Atâția povestii care s-au făcut vaccinul false. Și avem vaccinul false pe telefoane. Știți că partea mincinoșilor unde este? În cer, în împărăție, nu. În iasul cu foc, spune Biblia. Toți mincinoșii, acolo ne vom duce, dragii mei. Și avem atâția frați mincinoși cu vaccinuri mincinoase, care numai să intrăm în supermarketuri. Nu suntem gata să renunțăm la viața asta, dar o vrem pe cealaltă. Niciodată. O zis Iisus, cine își va pierde viața, o va câștiga. Cine va pierde viața, o va câștiga.
Deci cine vrea să câștige viața asta, o va pierde pe cealaltă. Care vrei să câștigi? Ora asta, ora aia, alegi? Că nu poți să amândouă. Nu poți să ai și pe asta și pe aia. Dumnezeu să ne dea putere și biruință, dragii mei. Să ne întărească bunul Dumnezeu să stăm în picioare. Să dea cu soția mea de vorbă și am zis așa un singur lucru că de soția mea referitor la vremurile în care trebuie, și-am zis așa. Noi trebuie să ne pregătim să murim. Asta trebuie să facem. Întâi, sunt singur lucru ne-a mai rămas pentru mine și pentru tine. Să murim. Că asta ne așteptă. Un credincios adevărat trebuie să fie gata să moară. Că moartea e un câștig pentru noi. Slăvit să fie Domnul. Onorat să fie Dumnezeu și Dumnezeu să ne dea putere și biruință, dragii mei. Să ne luptăm să trăim în voia lui Dumnezeu. Să ne luptăm să trăim în voia lui Dumnezeu. S-a citit mai devreme unde a citit fratele. O zis așa. Deci cineva i-a zis, Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Și el a răspuns, nevoiți să intrați pe ușa cea strântă. Căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Și de ce, dragul meu? Nu poți să intri cum vrei tu. Nu poți să intru cum vreau eu. Și trebuie să trăim așa cum vrea Dumnezeu. Lăudat să fie onorat să fie Dumnezeu, glorificat să fie Dumnezeu. Citeam acolo, mai de mulți vor zice, Doamne, nu oricine zice, Doamne, va intra, ci cel ce face voia Tatălui meu. Și acum pun o întrebare, dragii mei. Care este voia lui Dumnezeu? Unde găsim noi voia lui Dumnezeu, dragii mei? Unde o găsim? Pe Facebook? Pe TikTok? La televizor? Unde găsim noi voia lui Dumnezeu, dragii mei? Unde o găsim? Că Biblia să spune, nu știi cine zice, Doamne, Doamne, va intra acolo, ci cel ce face voia Tatălui meu. Și întrebare pentru mine, pentru noi, unde e voia lui Dumnezeu, dragul meu? Că noi astăzi trăim cum vrem, facem ce vrem, cum ne taie capul. Nu contează. Dar unde e voia lui Dumnezeu? Unde găsim noi voia lui Dumnezeu, dragii mei? Cum putem să ajungem în cer, în împărăție, poarta cerurilor? Cum putem ajunge acolo? Și ascultați-mă, dragii mei, voia lui Dumnezeu nu o găsim nicăieri decât aici, în cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Voia lui Dumnezeu găsește aici, în Scripturi. În Scriptură găsim voia lui Dumnezeu, dragii mei. Nu pe internet, nu la televizor, nu la restaurant, nu în alte locuri. Și voia lui Dumnezeu găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Aici Dumnezeu ne-a lăsat scris cum să trăim, dragii mei, ca să putem ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că singurul GPS care are destinație, GPS-ul ăsta, ăsta e GPS-ul lui Dumnezeu. GPS-ul pentru împărăție e cuvântul. Și cuvântul acesta are o singură destinație, împărăția lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Pentru cei ce ascultă, pentru cei ce plinesc cuvântul lui Dumnezeu, într-o zi vor ajunge în cer, vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Noi nu știm, dar El știe. Și dacă noi ascultăm de El și facem ceea ce spune El, într-o zi vom ajunge în cer, dragii mei. Asta e GPS-ul care ne conduce spre cer. Și destinația este împărăția lui Dumnezeu. Și ascultați-vă, dragii mei, noi ca și oameni trăim în țările acestea. Noi totdeauna circulăm cu GPS. Ca să circuli în țările astea, Germania, Anglia și orice altă țară, dacă n-ai GPS, n-ai să ajungi niciodată la destinație. N-ai să ajungi. Ca să vin de la noi până aici, trebuie să vin cu GPS-ul. Și o trebuie să ascultăm de GPS și GPS-ul ne-a adus aici la locația aceasta. Dar dacă noi nu ascultam de GPS și mergeam pe unde vrem noi, vă întreb pe dumneavoastră, mai veneam? Nu mai veneam. Așa e și cu Biblia, așa e cu voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este aici, dragul meu. Aici e voia Lui. Și cei ce fac voia Lui vor ajunge în cer, în împărăție, slăvit să fie Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne dea putere și lui. Dar pun astăzi întrebarea, dragul meu, când GPS-ul zice să faci la dreapta și tu faci la stânga, încotro le duci. Când GPS-ul spune așa, zice, la a treia ieșire, părăsiți sensul girator și zic, mă, ies la prima, că nu-i problemă. Și pun astăzi întrebarea, unde mergem? Pe ce drum ne duce, dragii mei? Când GPS-ul spune una și tu faci alta, încotro le duce, dragii mei? Mergem spre cer, spre împărăție?
El zice, de iată tu faci stânga, el zice, a treia ieșire, tu ieși la prima, dar noi mergem bine cu Domnul și Domnul nu mai. Și Domnul nu mai. Și pun astăzi întrebarea, dragii mei, când Biblia spune să nu minți și tu minți, pe ce tu mergi? Când Biblia spune să nu clevetești și tu clevetești, pe ce tu mergi? Când Biblia spune să nu fim lacom, și noi suntem plini de lăcomie astăzi, și nu ne mai mulțumim cu nimic, dragii mei, și alții n-au bucata de pâine. Și noi nu suntem în stare cu frigiderul plin, cu buzunarul plin, cu casă frumoasă, să-ți mai treci genunchi și să te rogi. Noi nu mai suntem în stare. Venim la adunare cu mașini care mai indicare și nu suntem în stare să spunem un amin și aleluia, că suntem lacom și suntem nemulțumiți. Măcar de frigiderul e plin acasă, dragii mei. Copiii fac nasul și mostul, asta nu mănânc. Îi pui tot ce-i mai bun în față și el nu mănâncă, Doamne. El vrea altceva și noi nu suntem în stare să ne plecăm genunchi. Să spunem, Doamne, mulțumesc. Și Biblia spune să nu fiți lacom. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Lăudați-vă pe Domnul. 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 Rămâna Duhul Sfânt să se coboare în adunare. La când eu stai în negrat, eu să nu te mai duc. Și Duhul Sfânt să facă o steau de Doamne. Să facă o trezire în această zi. La când eu stai în negrat, eu să nu te mai duc. Și Duhul Sfânt să ne vindece. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să ne dea putere în această zi. Să ne punem întrebare, să ne cercetăm. Pe ce drum mergem, dragii mei? Pe ce drum mergem? Ne mulțumim. Și alții nu au ce mânca, alții dorm în frig. Auzeam o mărturie de curând. Copiii spuneau și mărturiseau, au zis, noaptea când ne punem în pat, tremurăm. Și tremurând de frig, ne ia somnul. Și atunci putem să dormim. Și noi dormim bine, mersi în căldură. De multe ori spunem, dă mai încet căldură, că-i prea cald, mai deschide un geam. Și alții tremură în frig. Tremură în frig. Și noi nu suntem în stare nici să mulțumim. Alții se pun la masă, nici măcar nu se roagă. Nici măcar nu se roagă. Și nu-L mai recunoaștem, nu-L mai cinstim pe El, nu-L mai înălțăm, nu-L mai glorificăm. Trebuie să spunem, Doamne, tot ce am, tot ce sunt, e datorită mine și îndurăritate. Slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. Că dacă am ce mânca e datorită ție. Că dacă soție e în viață e datorită ție. Că dacă copii sunt în viață e datorită ție. Că dacă am un alt post e datorită ție. Că dacă am pâine pe masă e datorită ție. Că dacă pot să văd e datorită ție. Că dacă pot să merg e datorită ție. Din ea, prin ea și pentru ea sunt toate lucrurile. A Lui să fie toată slavă. A Lui să fie toată cinstea și toată lumea. Slăvit să fie Domnul. Onorat să fie Dumnezeu și Dumnezeu. Să ne dea putere și biruință, dragilor. Să putem înțelege cum oricine zice, Doamne, va intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Că unii cred așa că zice, m-am botezat și mă așteaptă cerul. Dar nu mai contează cum trăiesc. În Împărăție, dragii mei, nu ajungem pentru faptul că ne-am botezat. E un lucru bun și trebuie. Dar nu pentru asta vei ajunge în cer. Unii cred că dacă vin la adunare și nu lipsesc niciodată, ei cred că cerul e deschis pentru ei. Ascultă-mă, dragul meu, nu pentru asta vei ajunge în cer că ai venit la adunare și marțea și joia și duminică. Nu. Și dacă noi ne luptăm să trăim în voia Lui, dacă noi ne luptăm să facem voia Lui, cerul rămâne deschis pentru tine și pentru mine. Slăvit să fie Domnul. Onorat să fie Dumnezeu. Și așa cum spuneam, voia Lui Dumnezeu, dragii mei, o găsim aici. O găsim aici. Pentru noi, ca să salveze casa și familia, Dumnezeu i-a dat un plan. Dumnezeu i-a dat cuvântul Lui. Noi nu lucra de capul Lui. Noi nu lucra după dorința, după plăcerea Lui, dragii mei. Și noi au trebuit să lucreze, cum? După cuvântul Lui Dumnezeu. Și ce spune Biblia, dacă citiți, mi se pare, în capitolul 8, spune așa, că Noe a făcut tot ce a poruncit Domnul. Noi a făcut tot ce a poruncit Domnul. Noi n-am făcut lucrurile de capul Lui, din dorința Lui, după voia Lui. Și noi au lucrat după porunca, după cuvântul. Dumnezeu i-a dat un plan. Și toate dimensiunile, toate măsurile, Dumnezeu i-a dat. Și noi au făcut totul după cuvântul Lui. Și pentru că au făcut totul după cuvântul Lui, a fost salvat El și casa Lui.
Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Onorat să fie Domnul! Dar ascultați-mă, dragii mei, dacă noi e lucrat după dorința Lui, după voia Lui, după plăcerea Lui, că Dumnezeu a zis, faci de 50 de coți, ce nouă facem de 39, că merge și așa, că Domnul e bun și în ea. Așa credem noi. Așa credem noi, dragii mei. Dar noi trebuie să înțelegem că nu merge așa cum vrem noi. Noi trebuie să facem așa cum vrea El, că El e stăpân, iar noi suntem robi. Slăvit să fie Domnul, onorat să fie Dumnezeu, glorificat să fie Dumnezeu. Ascultați-mă, dragii mei, dacă Noe făcea corabia după voia Lui și nu după voia Lui Dumnezeu, se scufunda 100%. Aleluia! Se scufunda 100% și ascultați-mă, dragii mei, știți de ce corabiile noastre se scufundă? Știți de ce cei mai mulți pocăiți ne-am scufundat în lume? Pentru că corabia ta și corabia mea, pentru că viața ta și viața mea nu-i creată după cuvântul Lui Dumnezeu. Nu-i făcută după cuvântul. De aceea ne scufundăm. Cei mai mulți ne scufundăm. De ce? Că viața noastră, corabia noastră, nu-i creată, nu-i făcută, nu-i construită pe cuvântul Lui Dumnezeu. Când viața ta, când corabia ta, când casa ta e zidită pe stâncă, pe cuvânt, pe Hristos, tu rămâi în picioare. Chiar dacă vin valuri, chiar dacă vin vânturi, chiar dacă vin furtuni, corabia ta rămâne în picioare. Slăviță pe Domnul! Slăviță pe Domnul! Slăviță pe Domnul! Pentru că noi e și-o zidit casa pe stâncă, dragii mei. Și stânca l-a ținut în picioare. De aia ne scufundăm noi cei mai mulți. Și am ajuns în lume. De ce? Că Biblia spune una și noi facem alta. Biblia spune să nu iubiți lumea, nici lucrurile din ea. Noi tare le iubim. Tare ne-am îndrăgostit de lumea asta de Dalila. Ne leagă până ne adoarmă și ne lasă fără vedere, ne lasă fără putere și apoi fără viață. Fără viață, că asta ne-a făcut lumea. Ne-a luat vedere, ne-a luat puterea și urmează să rămânem fără viață, dragii mei. De ce? Pentru că am iubit lumea și o iubim în lumea. Și Domnul spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lumea. Și de ce? Că o sosit ziua când trebuie să lași lumea. A venit vremea, dragii mei, când trebuie să ne despărțim de lume. Și acum e testul, examenul pentru tine, pentru mine. Și am iubit mai mult? Lumea sau cerul? Lumea sau împărăția? Cei ce iubesc cerul, cei ce iubesc împărăția, sunt gata să renunțe la lume. Cum spune cântarea, renunț la lume, renunț la tot, dar nu renunț la Iisus. Lăudați-vă Domnul! Lăudați-vă Domnul! Am stat și m-am gândit, dragii mei, și am înțeles versetul ăsta. De ce Domnul spunea mereu, nu iubiți lumea? Că știți care e problema? E atât de greu să te desparți de cineva pe care nu vrei despărți. Dar să te desparți de cineva pe care nu-l iubești, atât de ușor. E atât de ușor. De aia zice să nu iubiți lumea, ci să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea ta. Slăvit să fie Domnul. De ce? Te iubești pe Dumnezeu, nu te desparți de Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Onorat să fie Domnul. Pentru oamenii care nu iubesc lumea, e atât de ușor să renunțe. Dar pentru creștinii, pentru pocăiții care iubesc lumea, nu poate să se desparte de lume. Nu putem să ne despărțim de obiceiurile, de datinile ei. Nu putem, că iubim lumea. Și nu putem să ne despărțim. Ne facem orice, nu contează ce ne bagă ăștia în organism. Acceptăm orice vaccin, orice lucru. Numai să nu mă despart de lume. Să nu mă despart de magazine, de mall-uri. Să nu mă despart de restaurante. Să fiu liber, să mă bucur de lumea asta. Și să mă bucur de viața asta. Pentru că ce? Iubim lumea. Dar pentru copiii lui Dumnezeu care nu iubește lumea, poate trăi și fără magazine, și fără mall-uri, și fără supermarketuri. De ce? Că omul nu trăiește numai cu pâine. Și omul trăiește cu orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Și Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să ne dea putere și biruință, să putem înțelege în această zi că noi suntem chemați să trăim nu în voia noastră, ci în voia lui Dumnezeu. Pentru că ascultați-mă, dragii mei, marea problemă, cei mai mulți creștini nu mai cunosc voia lui Dumnezeu. Unde găsim voia lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu e aici, dragii mei. E în cuvânt. Se pune întrebarea pentru tine, pentru mine, dacă eu trăiesc în voia lui sau trăiesc în voia lui. Pentru că știți care e cea mai mare problemă? Așa cum s-a citit, spune așa. Largă este poarta. Lată este cale. Și cei mai mulți intră pe ea. Știți de ce? Că nu așa pocăință ne place. O pocăință unde să fim liberi. O pocăință în care să facem ce vrem. O pocăință în care să trăim cum vrem.
o pocăință în care să ne machiem cum vrem, să ne rugăm cum vrem, să ne vopțim în cap cum ne place nou, să ne facem toate culorile, zici că se împodobește ca pradul. Nu, o pocăință din asta ne place, dragii mei. Să fie lată, să fie largă, să am libertate, Doamne, să trăiesc cum vreau eu, nu cum vrea Dumnezeu. Nu cum vrea Dumnezeu. Că Domnul e bun la negaș și la suferință. Când dai cu capul de negaș, îl chem pe Domnul. Îl chem pe Domnul. Dar când ești bine și sănătos și toate sunt bine, n-ai nevoie de Domnul. N-ai nevoie de rugăciune, n-ai nevoie de post, n-ai nevoie de Biblie. Dar cum vii din negaș, vii în biserică și să se roage biserica. Nu ne rog. Roagă-te tu. Dumnezeu să aibă milă de noi, dragii mei. Și să ne dea putere și biruință să-L iubim pe Dumnezeu neîncetat, dragii mei. Pentru că mulți, și chiar fratele Luca, mulți, mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Știți de ce? Pentru că eu vreau să intru așa cum îmi place mie. Vreau să trăiesc cum îmi place mie. Să intru cu minciuna, să intru și cu ura și cu clevetia. Și deci mulți vor căuta să intre și nu vor putea. De ce? Că nu poți să intri cum vrei tu, să trăiești cum vrei tu, să faci ce vrei tu. Dacă vrei să intri pe partea asta care e strântă, care e îngustă, trebuie să te lupți să trăiești în voia lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul, lăudați să fie Domnul, pe poarta aceasta a cerurilor, să intre cu credință, cu nădejde, cu dragoste, cu smerenie, cu blândețe. Dar pe poarta asta a cerului nu poți să intri cu minciuna, cu ura, cu dușmănia, cu curvia și cu lăcomia, dragul meu. Pe poarta asta poți să intri cu credință, nădejde și cu dragoste, dar nu cu păcatul. Ajută-ne, Doamne! Nu cu păcatul, dragul meu. Deci eu mă rog Dumnezeu să ne ajute, dragii mei. Să ne dea putere și biruință. Pentru că trăim vremuri și zile în care rar mai găsești un pocăit adevărat. Rar mai găsești un credincios adevărat. Sunt mai rar decât taurul de ofir, dragii mei. Pocăiți din aceștia cu numele îți pâine bisericile. Îți pâine bisericile. Îți mulți care-i plină de ei. Dar să găsești un adevărat real care-i născut din Dumnezeu, care trăiește nu în voia Lui, ci în voia Lui Dumnezeu. Rar. Rar mai găsești. Pentru că oamenii iubesc mai mult întunericul decât lumina, dragii mei, știa lucrul ăsta. Deci odată venită lumina în lume, ei l-au văzut că e lumina. Dar știi ce au iubit mai mult? Au iubit întunericul. Au iubit întunericul. Ascultați-mă, dragii mei. Știți care e paradoxul vieții? Să fii înconjurat de mulțime de oameni și să fii singur. Să fii singur. Disprețuit și părăsit de oameni. O marturerii și obișnuit cu suferință. Toată blândețea, toată dragostea, toată sfințenia, toată smerenia, tot ce era mai bun era în el. Și Biblia vine și spune singur. Cum, Doamne, că ar trebui să fie înconjurat de sute, de mii de oameni? Ar trebui să fie înconjurat pe mulțim, să fie ținut pe brațe, să fie lăudat și aclamat. Și spune Biblia, singur și părăsit de oameni. Pentru că oamenii nu iubesc lumina, iubesc când. Ascultați-mă, dragii mei, mă uit în viața mea. Locuiesc într-o zonă unde sunt înconjurat de sute de frați, dar niciunul nu mă caută. Știți de ce? Pentru că oamenii iubesc mai mult întunericul decât lumina. Oamenii iubesc mai mult întunericul decât lumina. Le place la oameni prieteni din ăștia care se glumim, se râdem, să vorbim prostii, lucruri necurate, tot ce ne vine la gură. Dar nu ne place să avem în mijlocul nostru oameni al lui Dumnezeu. Nu ne place. Sunt ăștia în mijlocul nostru, trebuie să stai serios, trebuie să nu glumești, trebuie să nu vorbești ce nu trebuie. Și noi n-avem nevoie de prieteni din ăștia. Noi n-avem nevoie de tovarăși din ăștia. Noi n-avem nevoie de Iisus, noi n-avem nevoie de parama. Că asta ne dă voie să facem ce vrem. Ne dă voie să glumim, ne dă voie să tragem de sora în putare. Nu contează. Noi din ăștia avem nevoie, prieteni din ăștia. Și dacă vrei să fii tine și glumesc ca și ei, ai o grămadă de prieteni. Ai o grămadă de prieteni. Dacă vrei să mergi pe calea lui, rămâi singur, dragi. Dar știi ce e important? Mai bine singur și cu Dumnezeu. Și să mergi singur spre cer, spre împărăție, decât înconjurat de o mulțime mare și să te duci spre ea. Dumnezeu să aibă milă de noi, dragi mei. Să ne dea putere și biruință, să putem înțelege că nu orice cine zice Domnul. Mulți vor căuta să intre și nu vor putea și Domnul le va spune plecați de la mine. Voi toți care sunteți lucrători, fără de lege, știți ce înseamnă fără de lege? Fără cuvânt. Fără cuvânt. Fără Biblie.
care sunt fără cuvânt. Avem atâția creștini care sunt fără Biblie, dragi. Care trăiesc numai din predici, care trăiesc numai ce ascultă pe YouTube. Trăiesc după învățătura la unul și la altul, dar nu trăiesc după cuvântul lui Dumnezeu. Avem atâția creștini. Un creștin real și adevărat, dragul meu, trebuie să aibă o relație personală cu Dumnezeu. Tu ești chemat, eu sunt chemat să-L cunosc personal pe Dumnezeu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus pe care L-ai trimis tu, slăvit să fie Domnul. Dar unde să-L cunoști? Pe Facebook? Niciodată. Niciodată. Pe El îl cunoaștem aici, în cuvânt, în Biblie. Aici. Avem atâția creștini care nu cunosc Biblia, dragii mei. Și știi ce spune Iisus? Cercetați ce? TikTok. Toată ziua am cercetat. Toată ziua cercetat. Deci cercetați Scripturile. Socotind că în ele aveți viață veșnică, slăviță. Nu ce spune unul și altul. Nu după învățătura unuia și altul. Că unul zice așa și altul zice așa. Că unul zice că e păcat să faci brat și altul și zice să nu faci brat. Unul zice că e păcat să porți ca femeie pantalon și unul zice că e păcat și unul nu-i păcat. Și se pune întrebarea, de cine s-a ascultat? De cine s-a ascultat de așa? Că unul zice așa și altul zice așa. Ăsta zice nu-i păcat, ăsta zice că e păcat. Unul zice nu-i păcat, Domnule, dacă o pleci nașterea de copii, că Domnul ne-a dat înțelepciune. Și ăsta zice, da, e păcat, e moarte. Și se pune întrebarea, de cine s-a ascultat? Și ce-o zice ucenicii și Domnul să ne ajute să facem ca ucenicii altul. Așa oare se cuvine să asculte mai mult de voi decât de Dumnezeu. Aici e cuvântul lui Dumnezeu. Tu ești chemat, eu sunt chemat. Noi suntem chemați, dragii mei, să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Că cuvântul te va ține în picioare. Cuvântul te va întări. Cuvântul te va face un om viu și adevărat. Lăudați-vă, Domnul. Lăudați-vă, Domnul. Amărați-vă, Dumnezeu. Că cel mai mult numai citesc Scriptura. Avem atâția creștini care trăiesc de capul lor, dragii mei. Creștini care trăiesc cum vor, dar nu interesează, că aici e voia lui Dumnezeu, dragii mei. Voia lui Dumnezeu nu e la X, ci la Y. La ăla care e mare predicator, că nu vreau să dau nume, că nu-i frumos. Că unii ascult, păi, dar n-ai văzut ce-o zis, fratele, că ăsta e mare, e vedete, e top, e predicator numărul 1 și dacă el a dat libertate, toți facem ce spune el. Dar nu ne mai interesează ce spune în Biblia. Și vii cu versetul, vii cu Biblia și spui, uite, frate, ce scrie în Biblie. Să nu poți pantalon ca femeie, că e urâciune înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă fratele o da libertate, e mai important ce zice fratele, știți de ce? Că noi am ajuns robe oamenilor și nu mai suntem roba lui Iisus Hristos. Că știți cum se prezintă Pavel? Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Petru, rob al lui Iisus Hristos. Iuda, rob al lui Iisus Hristos. Iacob, rob al lui Iisus Hristos. Andrei, rob al lui Iisus Hristos. Și toți erau robii lui Iisus. Se pune întrebarea pentru noi, tu robul cui ești? Tu robul cui ești? Unu-i robul lui cutare, unu-i robul lui cutare, unu-i robul lui cutare. Dar robii lui Hristos, unde sunt? Unde sunt? Se cuvine să ascult mai mult de ei decât de Dumnezeu, dragii mei, când toate sărbătorile păgâne ne-am adus în casele noastre. Atâția copii care sărbătorim Crăciun și în Biblie n-am găsit. N-am găsit. L-am luat din lume și l-am cărat după noi și l-am adus în biserici. Atâția copii care avem bratul în casele noastre. Și am creat tot idolii și i-am adus în casele noastre. Dar să nu găsim în voia lui Dumnezeu, dragul meu. Ești nu chemat să trăiesc după voia mea. Ești chemat să trăiesc după voia lui Dumnezeu dacă vreau să ajung aici. Dacă vrei să ajungi în cerul lui, în împărăție. Tu ești chemat, eu sunt chemat să trăiesc după GPS-ul lui Dumnezeu. Și GPS-ul ăsta nu mi-arată Crăciun. GPS-ul nu mi-arată prat să fac prat. Nu mi-arată. GPS-ul ăsta nu mi-arată să fac onomastii și tortul, dragul meu, ca să mă duc într-un alt drum. Noi am ieșit din lume. Noi nu mai trăim ca și în lume. Că mă doare locul ăsta. Atenția oameni care sunt fățarnici. Ca Domnul numai de onomastică. Dar de ce nu mi-aduce în fiecare zi? De ce nu-ți arăți dragoste față de mine în fiecare zi? De ce nu mă trezesc așa cum întorc dintr-o dată la ușă, că nu-i ziua mea de naștere? Nu! Să ne închinăm odată cu lumea, să facem odată cu lumea. Am zis, am 365 de zile în an să mă bucur de Iisus și să fac sărbătoare în fiecare zi. În fiecare zi să fac sărbătoare cu Iisus. 365, nu aștept să vină 25 de ce. Să fac odată cu lumea. Să fac odată cu lumea. Dar GPS-ul ăsta nu arată și ceva, dragul. În ce drum mergem, dragii mei?
Cine nu? Ascultați-mă și judecați voi singuri că sunteți oameni maturi. Râdeam de fații noștri când spuneau, nu-i bine televizor. Nu-i bine televizor, nu-i bine pentru un creștin să aibă televizor în casă. Și noi ne-am umplut cu plasme mari. Da. Și unde s-a dus pocăința noastră? Unde am ajuns noi cu pocăința noastră? Asta libertine, asta cu calea largă. Că râdeam de voi, voi sunteți prea de tot. Nici televizor să n-avem în casă. Dar ăștia erau plini de Duhul Sfânt. Alea copii ațai de la diavol. Erau daruri, erau lucrări, erau vedeni, erau liberări, erau vindecări! Slăviți-mi, de ce? Că n-au adus Dumnezei străini în casele lor și noi le-am adus. Le-am umplut. Copiii noștri, frații mei, au ajuns să fie roboți în casă. Că toată ziua stă pe PlayStation, toată ziua stă la telefoane și pe jocuri și nu mai poți să te înțelegi cu copilul. Și au ajuns copilul să fie robot și condus de Duhul necurat. Și nu mai ascult. Și spun întrebarea de ce? Că tu și eu, ca părinte, ne-am distrus copiii, că am adus toți dragi în casă de noi. Noi suntem vinovați, dragii mei. Și în această zi, mă rog, ca începând de la mine până la ultimul, să ne pocăim și să ne prăbușim în această zi. Astăzi este ziua, dragul meu și draga mea. Astăzi este ziua pentru tine și pentru mine. Te trebuie să ne întoarcem. Dumnezeu ți-a dat bar. Dumnezeu ți-a dat șansa. Dumnezeu ți-a dat un amlou în care intra. Începe cu Dumnezeu, dragul meu. În această zi e vremea când trebuie să ne trezim cu adevărat. Și să ne prăbușim înaintea lui Dumnezeu și să ne întoarcem. Râdeam de frații noștri când ziceau, n-ai voie cu televizor. Nu-i voie cu aia, cu aia. Ziceam că sunt prea de tot ăștia. Când ăștia strigau, nu-i bine ca femeia să se macheze, să se rujeze, să se facă în toate felurile. Râdeam de ei, bă, dar ce femeie trebuie să se îngrijească. Și așa de tare s-au îngrijit surorile noastre că au ajuns în Duhul de Cuvânt. Și-au lăsat familie cu 5 copii, au lăsat familie cu 6 copii, au lăsat familie cu 4 copii, s-au dus și au curvit. De ce? Că avem libertate, cum să se facă frumoasă ca Isabela. Să nu mai fie nimeni care adună. Bărbații la fel, domn. Bărbații la fel, bărbați care se prețează. Bărbați care avem pantaloni de grapă pe noi, cămăși de zici că sare nasturii pe noi. Da, nu mai contează și Biblia ne arată în vrăcăminte noastre să fie cum? Cuvincioasă! Slăvit să fie Domnul, slăvit să fie Domnul. Pentru că Biblia vorbește în toate felurile. E GPS-ul care te conduce spre cer, nu spre ea. Slăvit să fie Domnul. Te învață cum să vorbești, cum să te îmbraci, cum să mănânci, cum să te porți. Vorbirea voastră să fie cu har și trească cu soare. Lăudați să fie Domnul. Bine, în gura voastră să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici glume proaste, nici cuvinte nechipiri, ci cuvinte de mulțumire care să aducă zidire. Lăudați să fie Domnul. Biblia ne învață toate lucrurile. Slăvit să fie Domnul. Onorat să fie Dumnezeu, glorificat să fie Dumnezeu. Dragii mei, mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și mă rog ca Duhul Sfânt să ne cerceteze în această zi. Să putem înțelege, dragii mei, că nu orice cine zice Doamne, și oamenii care se luptă să trăiască aici, în voia lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, să ne dea Dumnezeu putere și o biruință. Că de ce mai multe ori se scuzează frații, zice, nu vreau eu, frate, dar copiii ce? Uți copiii fac ceea ce tu le spui, că tu ești părinte, tu educi. Copilul a cerut tot. Copilul a vrut. Dar tu ești răspunzător, ești părinte, ești tată. Cum îți crești copiii? Dumnezeu să aibă milă de noi. Și eu am copii, dragii mei. Niciodată n-am făcut onomastici. Niciodată n-am făcut totul la copiii mei, sau pentru mine, sau pentru soția. Niciodată. Și în fiecare zi am șansa să mă bucur de Dumnezeu și în casa mea să fie sărbătoare și lumea și marțea și joia și vinerea și sâmbăta și duminica și în fiecare săptămână și în fiecare lună și în fiecare an e sărbătoare cu Iisus. Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! Onorați să fie Dumnezeu și Dumnezeu să ne dea putere și biruință, dragii mei. Am vrea să ne oprim aceste cuvinte și am vrea ca Dumnezeu să ne tărească, să ne dea putere și biruință. Să ne luptăm să trăim în voia lui Dumnezeu. Și să înțelegem, dragii mei, că mulți vor căuta să intre. Mulți. Dar nu vor putea. Știi de ce? Pentru că în viața mea am trăit cum am făcut eu. M-am făcut ce am făcut eu. Dumnezeu mi-a zis să iert și n-am iertat. Dumnezeu mi-a zis să nu mint și am mințit. Dumnezeu mi-a zis să nu clevete și am clevetit. Și într-o zi mă voi trezi la ușă împuiată și va spune, pleacă de la mine, căci nu te cunosc. De ce? Pentru că n-ai trăit după voia mea. Știți care-i dovada că eu, că tu, că noi, ești un copil al lui Dumnezeu? Când tu, când eu, trăim.
trăim în voia lui Dumnezeu, dragii mei. Asta e dovadă. Nu că vorbesc în alte limbi sau prorocesc, nu pentru că predic Evanghelia, că avem atâția predicatori astăzi în adunare care nu sunt ai Domnului, sunt ai diavolului, dragii mei. Ei se prefac în îngeri de lumină și sunt slujitori ai diavolului. Avem atâția predicatori care ne predică de aici de la bun, dar nu sunt ai Domnului, sunt ai diavolului. Și ne dau învățături sfântate. Știa lucrul acesta. El se preface într-un înger de lumină și când îl vezi la învoț, zic, mă, dar ce bine predică. Câtă înțelepciune, câtă școală, ce diplome are, fratelor. Îți predică pe punct, așa, punctul 1, punctul 2, punctul 3 și te dă peste cap cât de istorie și cunoștință are. Și el este un fiu al diavolului. Că mulți au zis lui Iisus în ziua aia, zice, noi suntem fii al lui Abraham. Cum spun cei mai mulți astăzi, noi suntem o ceaule de presto. Eu sunt un copil al Domnului, pacea Domnului, Domnul să te binecuvânteze. Ești pocăit, pocăit. Și el face ce vrea, trăiește cum vrea. Când vrea să minte, minte. Când se enervează în jură și bleastă-mă. Vine în casa lui Dumnezeu și cântă cântări sfinte de laudă. Și acasă în mașină are manele. Are manele. Deci noi suntem fii al lui Avram, noi suntem copii al lui Dumnezeu. Dar noi suntem botezați în apă. Ascultă-mă, poți să fii botezat în ce vrei tu. Dacă nu trăiești în voia lui Dumnezeu, e degeaba. E degeaba, dragul meu. Dumnezeu să aibă milă de noi. Să se îndure de noi, să ne dea puterea și biruință. Că răsună manele în casele pocăinților. Și vrem să intrăm în cer. Niciodată. Niciodată, dragul meu. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne dea putere și biruință. Că una trăim în biserică și alta afară. Vin surorile fuse la adunare și când iese de la adunare în pantalon. În adunare e cu baticul și apare numai oscurat. Oameni care trăim o viață duplicitară. În casa lui Dumnezeu suntem moi. Mă, dar ce plâng. Mă, dar ce smerite, fratele Dori, și să-l vezi acasă. Mă, tu ești smerită, nu te mai cunosc. Nu te mai cunosc. În casa lui Dumnezeu îl soaie și acasă nu stricăm, sperăm că se supără, slumește nevasta. Și în casă vine și predică Evanghelia. Predicăm Evanghelia, Doamne. Cercetează-ne în această zi. Să putem înțelege, dragii mei, că nu orice cine zice, Doamne, Doamne, va intra în Împărăția lui Dumnezeu. Și cel ce face nu voia lui, nu dorința lui, nu plăcerea lui, ci voia lui Dumnezeu. Lăudați-vă-i Domnul. Dar nu am vrea mare de pocăiți de creștini care trăiesc după voia lor, plăcerea lor. Și plăcerea lor e mai mare decât voia lui Dumnezeu. Știați lucrul ăsta? Atâția pocăiți care se duc la mare, mai e puțin bine și mare, cu ajutor. Atâția copii care se duc la mare, stau la plajă, la saune. Se duce de plecați la saune și stă la oaltă cu femeile și știi ce zice? Dar eu sunt matur, frate. Eu sunt puternic, eu nu mă uit la femeie și stă cu ea cu auzi. David a biruit pe Goliat, dar n-a biruit-o pe Batseba. Eu știi ce spune Biblia, dragii mei? O zis, fugiți de curvie! Aragopia, zaine, gladiava! Că Batseba a fost mai tare decât Goliat și l-a biruit pe David. Când o tăia colțul hainei lui Saul, spune Biblia, că tremura David. Dacă soarta este Batseba, nu mai tremura. Era bine de zi. Dumnezeu să aibă milă de noi, să ne dea putere și biruință, dragii mei. Să putem trăi o pocăință după voia lui Dumnezeu, dragii mei. Să putem înțelege în această zi că nu orice cine zice, Doamne, Doamne. Și ascultați-mă, toate cuvintele care voi le-ați ascultat în această zi, sunt valabile în primul rând pentru mine. Și degeaba predic Evanghelia dacă nu trăiesc Evanghelia. Degeaba vestesc Evanghelia, dacă eu însumi nu sunt o Evanghelie, voi sunteți o Evanghelie scrisă și citită de toți oamenii. Trebuie să vadă oamenii pe Hristos în mine! Și apoi să vestesc Evanghelia. Slăvit să fie Domnul. Onorat să fie Dumnezeu. Că avem o grămadă care vestesc Evanghelia, dar nu trăiesc Evanghelia. Dumnezeu să ne cerceteze, dragii mei, să ne dea puterea și biruință, să putem înțelege că voia lui Dumnezeu o găsim aici. Toți oamenii care trăiesc în voia Lui, ori moștenici, ori moștenici. Puțini au fost întotdeauna, dar n-ai vrea astăzi să faci parte din puținii aia. Să ne luptăm și noi să facem parte din turma aia Lui. Eu știi ce m-a frământat pe mine de multe ori, dragii mei? A venit Iisus și a zis așa, nu te teme turmă? Nimic. Și versetul ăsta a mutat peste cap, dragii mei. Că îmi spun, Doamne, că pământul e plin de pocăiți. În toate țările, în toată lumea, pământul s-a umplut de pocăiți. Avem atâția predicatori, atâția slujitori, avem atâtea biserici. Într-un sat sunt câte 4, câte 5. Nu mai avem loc în oraș să mai facem biserici. Că cum se supără, cum se naște biserică. Și
Noi mergem pe, spre cer, spre împărăție, spre poarta cerurilor și într-o zi o să ne întâlnim la poarta iadului, că n-am trăit pocăință. Că bisericile nu se nasc din dragoste, ci din dorință de amor. Hai să fim și noi în pas. Și ca să fiu și eu la vor și să am făcut, îmi deschid o biserică. Îmi deschid o biserică. Dumnezeu să aibă milă de noi. Amen. Că m-a sunat un frate, un conducător, și au zis, băi frate, dar de ce am deschis biserică? Că sunt atâția care au deschis biserică. Și am zis, dar nu sunt atâtea biserici unde pot să mă rog. De ce trebuie să deschid biserică? Eu nu schimba de așa ceva. Eu trebuie să mă pocăiesc. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Doamne, dă-ne puterea și biruință. Decât cu legitimație și cu funcție și apoi la neam, mai bine sărat și curat. Și la sfârșit, Doamne, de ce? Dumnezeu să ne ajute, să ne dea putere și biruință, dragii mei. Să putem trăi o pocăință adevărată. Acum toți sunt la luptă, toți sunt în concurență, Doamne. De-aia se nasc. Nu, la noi în oraș 4-5 biserici câte ori sunt. Și îmi pun întrebarea, dar împreună nu avem o fraților. Avem o sală mare, în cap de mii de oameni. Nu putem să stăm împreună. Ne punem așa separați. Că în cer așa ne va așeza Domnul. Aici punem toflenii, în partea asta bărbuleștenii, în partea asta țărderei. Așa ne va pune Domnul în cer. Ciudată, Domnul. Dacă aici nu ne-am iubit și nu ne-am prețuit, dacă aici ne-am trăit împreună acolo, niciodată nu o să fim dragi mei. Că noi toți suntem frați. Pentru noi a murit unul singur și acela este Iisus Hristos, Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. Domnul vrea să fie numele Lui. Dragii mei, am vrea să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm în acest. Pentru că Dumnezeu ne-a dat